Bună, hărnicuțele! Astăzi arăți și vă arăt ceva drăguț, sper că vă place. Acum, cum ați văzut, la începutul filmulețului am făcut niște păpuși la care le vom coase doar mânuțele și de aceea încep cu mânuțele. Și zic că sunt foarte drăguțe, stil Barbie. Și se pot îmbrăca, puteți face tot felul de minuni cu ele. Deci acum încep cu mânuțele și e foarte simplu, facem cercul magic de 6 ochiuri. Cine nu știe să-l facă, se uită la mine în infobox, am acolo un link spre cercul magic. Al doilea rând înmulțesc în fiecare ochi, deci au de 2 ori în fiecare ochi și o să avem 12 rânduri. Eu am ajuns deja la ultimul și îl înmulțesc. Și mai îmi strâng aici cercul magic. Următorul rând, următoarele rânduri sunt 2 rânduri simple, deci nu se înmulțește, mergeți cu 2 rânduri simple și aici îmi croșetez firul cu care am început în interior. Și facem 2 rânduri simple. Eu am terminat cele 2 rânduri simple, acum arată așa ca un degetar și acum scad, fac 4 ochiuri simple, unul scăzut, 4 simple și unul scăzut. Deci 1, 2, 3, 4 și următoarele 2 le iau împreună. Și încă o dată la fel, 4 simple. Și următoarele 2 le luăm împreună. Și acum avem 10 ochiuri. Și următorul rând este asemănător. Acum facem 3 simple și unul scăzut. Deci 1, 2, 3 simple și următoarele 2 le luăm împreună. Și iarăși 3 simple și unul scăzut. Și de acum e și mai simplu, dar înainte să continui, eu umplu mânuța. Mânuțele de obicei le umplu numai aici la început. Restul o las neumplută, că este oricum subțire și dacă o umplu, se face un pic cam bățoasă și nu-mi place. Și de acum faceți 16 rânduri simple, deci nu se scade, nu se înmulțește. Mergeți cu 16 rânduri simple de 8 ochiuri avem acum. Dacă vreți, vă faceți așa liniuțe. Eu îmi fac liniuțe sau acum măsurați, că aici se poate numărați 16 rânduri simple, cum vreți voi. Și când ați terminat cele 16 rânduri simple, ne vedem. Eu acum am terminat cele 16 rânduri. Și astfel arată la mine. Deci, cum v-am spus, mânuța nu am umplut-o. Și acum termin astfel, intru în următorul ochi din față și în ultimul din spate și trec prin toate. Și așa fac, așa închei mânuța, căci așa o pot coase mai frumos. Așa îmi place mie mai mult, voi. Puteți să o lăsați și așa rotund. Și acum închid și îmi las firul mai lung ca să-l pot coasă.
și mai faceți una la fel, să avem două. Și acum vine partea un pic mai complicată, este un pic mai complicat decât celelalte păpușele. Acum nu o să o vedeți toată decât pe poze. Și începem, acum am să încep de la piciorușe până la cap, ca să nu le mai cos. Și asta facem astfel. Eu îmi fac un ochi. Ups, nu atât. Încep cu un lănțic de 6 ochiuri. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apoi mă întorc cu 4 ochiuri simple. Deci 1, 2, 3 și 4. Și acum, în următorul iau de două ori, deci înmulțesc, 1, 2, 3, mă întorc, deci și tot în același loc iau iarăși de două ori, 1, 1 și a doua. Apoi facem 4 ochiuri simple. Și acum iau de 3 ori în următorul. Și așa arată până acum la mine. Acum îmi pun semn. Eu lucrez cu agrafă de birou. Puteți să lucrați cu agrafă de păr sau act de siguranță sau ce aveți pe acasă. Acum fac 5 ochiuri simple, deci 1, 2, 3, 4 și 5. Următorul iau de două ori în același loc, 1 și 2, unul simplu, iarăși iau de două ori în același loc, 5 simple, scuzați, 1, 2, 3, 4, 5 simple. Următorul îl înmulțesc, deci iau de 2 ori. Și ultimul iară simplu.
Acum fac două rânduri simple. Deci nu scad și nu înmulțesc. Mergeți cu două rânduri simple. Eu am terminat cele două rânduri simple. Acum am să încep să scad și asta fac astfel. Facem 5 ochiuri simple. Următoarele trei le scad, deci primul, al doilea și al treilea și restul le fac simple. Următorul rând îl fac la fel, aproape la fel. Acum fac 4 simple, deci 1, 2, 3, 4, iarăși scad 3, 1, 2, și 3 și restul le facem simple. Și acum facem iarăși 4 simple. Se formează piciorușul. Deci, 1, 2, 3, 4 simple, 2 scăzute, 1 și al doilea și restul simple. Și acum ar trebui să aveți aici 10 ochiuri sus și de acum este foarte simplu. O să mergem cu 20 de rânduri simple de 10 ochiuri. Dar eu înainte să fac cele 20 de rânduri îmi umplu aici lăbuța. Ca asta o să fie laba piciorului, să-i dau deja forma. Și în timp ce croșetez, eu am să tot umplu piciorușul, căci la sfârșit este foarte greu de umplut și îl puteți deforma sau nu se umple uniform. Deci, din când în când umpleți piciorușul. Și ne întâlnim când faceți cele 20 de rânduri. Acum puteți să vă faceți semne cu pixul sau se pot foarte simplu număra. Deci de aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cum vreți voi, ori cu liniuțe, ori le numărați. Și ne întâlnim când ați terminat cele 20 de rânduri. Eu am terminat și cele 20 de rânduri și așa arată la mine. Acum, voi mai trebuie să faceți încă un picior, exact la fel. Și când ați terminat și al doilea picioruș, facem astfel în continuare. Eu rămăsesem cu firul
cam pe aici, la al doilea, deci la primul puteți să-l tăiați mai scurt, la al doilea piciorușul eram pe aici și am trecut cu firul până în mijloc, unde o să le pun împreună. Așa am să le împreunez și am să vă arăt. Aici, deci acum aici am să fac un lănțic și mergem în continuare rotund. Și asta fac astfel. Acum fac un lănțic de 5 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5. Am eu al doilea picioruș și le unesc. Deci aici puteți să vă lăsați semnul dacă vreți sau nu. Mai bine cu semn. Acum merg de jur împrejur. Firul acesta am să-l iau în interior. Ups, aici am. Acum iarăși am ajuns la lănțic și îl croșetez. Deci așa arată acum la mine. Acum merg pe al doilea picioruș. Am ajuns aici unde am făcut, am semnul și mi-l mut. Și acum facem 6 rânduri simple de jur împrejur, cum l-am făcut pe acesta. Faceți 6 rânduri simple. Deci aici iarăși merg. Așa. Croșetez lănțicul. Eu acum am terminat cele 6 rânduri simple și astfel arată la mine.
Acum eu îi fac talie, dacă vreți îi faceți și voi, dacă nu, nu. Puteți merge drept sau faceți exact cum fac eu. Eu o să fac să aibă așa ca această talie. Și atunci, următorul rând, fac 4 simple, unul scăzut, 4 simple, unul scăzut. Eu acum am aici 32 de ochiuri. Voi dacă aveți mai multe sau mai puține, nu contează chiar așa mult. Mai puține n-ar trebui să aveți, dar mai multe nu contează, deci nu e chiar așa important. Deci mergem acum cu 4 ochiuri simple, unul scăzut. Deci 1 2 3 4 și următoarele două le iau împreună. Și așa continuați tot rândul cu 4 simple, unul scăzut. Și eu am ajuns la capătul rândului și următorul rând facem 3 simple și unul scăzut, 3 simple și unul scăzut. Deci 1 2 3 și următoarele le iau împreună. Și așa continuați cu tot rândul, 3 simple, unul scăzut. Eu am ajuns la sfârșitul rândului. Și astfel arată la mine. Acum mai umplu ca să am aici la piciorușe bine umplut. Trebuie să aveți foarte mare grijă cum le umpleți, să nu fie chiar așa flășc. Deci am grijă să bag aici la piciorușe. Și deocamdată las așa. Și acum faceți 2 rânduri simple. Deci nu se mai scade, mergem cu 2 rânduri simple. Eu am terminat și cele 2 rânduri simple. Acum iarăși înmulțesc. Și facem 3 ochiuri simple, unul înmulțit, 3 simple, unul înmulțit. Deci 1 2 3 simple și în următorul iau de 2 ori în același loc și așa continuați tot rândul cu 3 simple, unul înmulțit. Eu am terminat și cele 7 rânduri simple și așa arată acum la mine. Și acum încep să scad și facem astfel, facem 3 ochiuri simple și unul scăzut, deci 1, 2, 3 și pe următoarele le scad. Și așa continui tot rândul cu 3 ochiuri simple, unul scăzut. Eu am ajuns la capăt și scad în continuare. Acum facem 2 ochiuri simple și unul scăzut, 2 simple și unul scăzut. Deci 1 2 și următorul îl scad. Și așa continui tot rândul cu 2 simple, unul scăzut. Eu iarăși am ajuns la capăt, acum am mai uit un pic. Îi mai îndes un pic de melană. Deci, cum știți, eu le îndes foarte bine cu melană, ca ele să poată fi spălate și
în mașina de spălat, în săculeți e bine, în săculeți aceia micuți de su, de lenjerie de corp. Și următorul rând este tot asemănător. Acum facem un ochi simplu și unul scăzut, unul simplu și unul scăzut. Și aveți grijă la melană, eu împing cu degetul. Eu iarăși am ajuns la ultimul ochi și îmi pun iarăși semnul. Și acum faceți 3 rânduri simple. Aici rotund, acum facem gâtul deja. Deci este foarte simplu, cum vedeți, de fapt. Eu iarăși o undez. Aici. Și faceți 3 rânduri simple și ne întâlnim când ați terminat cele 3 rânduri simple. Eu am terminat și cele 3 rânduri simple. Acum începem căpușorul și eu iar îi mai întes un pic de melană. Puteți și voi să faceți, deci, că după aici la gât iară nu se mai poate așa simplu îndesa. Și să nu-i cadă capul, cu toate că o să fie un căpușor mic, dar dacă îi faceți și păr și o pălărie sau ce știu eu ce, să nu fie cu gâtul black. Și acum facem un ochi simplu, unul înmulțit, un ochi simplu, unul înmulțit. Eu am ajuns la capăt cu rândul ăsta. Al doilea rând sunt 2 ochiuri simple, unul înmulțit, 2 simple, unul înmulțit. Deci, 1, 2, simple și în următorul luăm de 2 ori. Și așa continuați tot rândul cu 2 simple, unul înmulțit. Eu iarăși am ajuns la ultimul și îl înmulțesc. Și acum e foarte simplu, facem 5 rânduri simple, nu mai înmulțim. Mergem cu 5 rânduri simple și ne întâlnim când ați terminat cele 5 rânduri simple. Și eu iarăși îmi fac aici semnele mele. Eu acum am terminat și cele 5 rânduri simple, așa arată la mine. Acum și acum încep să scad. Și asta facem astfel. Deci 5 rânduri simple ați făcut, nu? Da. Și acum fac 2 simple și unul scăzut. 1, 2 simple, unul scad. Și așa continui tot rândul cu 2 simple, unul scăzut. Eu am ajuns la capăt. Acum o să lucrez fără semn, nu ne mai trebuie semnul, de fapt, de acum. Eu iarăși am să umplu un pic căpușorul. Cum vedeți, de data asta ne iese un căpușor mai micuț. Dar așa am vrut eu. Eu am făcut după o păpușă de lemn, păpușile astea pentru schițe. Ați văzut pe poză, așa m-am orientat. Și am vrut să avem acum și o păpușă mai elegantă. Ea poate fi îmbrăcată cu rochii de seară, de bal și ce știu eu ce.
Și de acum eu merg în continuu, până îmi rămâne așa un cerculeț mic, în continuu merg cu un ochi simplu, unul scăzut, un ochi simplu, unul scăzut și tot mai umplu aici, să aveți grijă să fie bine umplut. Deci acum, până am numai cerculețul ăla mic, merg cu un ochi simplu, unul scăzut. Eu pe a mea așa am să o las. Acum, nu știu dacă vedeți, așa am aici. Și închei și cercul am să-l strâng cu acolo. Ups, a scăpat. Și-mi las un pic de fir ca să-mi pot închide cercul. Nu știu unde am farfeca, am văzut. Și eu zic că acum avem și o păpușică mai elegantă, mai ales pentru hărnicuțele care le place să le îmbrace. Acum poate să le facă hăinuțe și tot ce vor. Deci eu aici sus fac astfel, intru cu acul în fiecare ochi. Și îl strâng, acum nu știu dacă o să se vadă bine. Și aici am fac un nod și firul acesta îl ascund. Și aici sus nu o să se mai vadă că îi punem păr sau ce știu, căciulițe, baticuri, ce vreți voi. Acum nu promit ce mai fac în continuare, probabil o să vă arăt cum îi pun părul, cu toate că am niște filmulețe cu păpuși unde vă arăt cum le pun eu părul. Prima păpușă care am făcut-o noi împreună și la Moana. De acolo, în filmulețele mele, pe unde facem păpuși și unde am mânuțele. Și urechiușele nu mi le-am arătat. Acum nu mai cos cu voi, că nu vă mai rețin aici. Deci mânuțele le coasem aici, lângă gât. Și le îndrept un pic în față. Și așa arată păpușa și căpușorul, cred că îl știu cum cos eu ochișorii și așa, poate apare încă un video, dacă nu vă uitați, am la toți Mickey Mouse și arăt cum cos ochișorii. Și urechiușa este foarte simplă, este cercul magic de 6 ochiuri neînchis, deci astfel. Cine nu știe să facă cercul magic, se uită jos, am un link spre cercul magic și unde îl fac foarte încet. Șase. Și acum nu închid cercul magic, nu îl fac rotund, îl las semicerc și îmi las firul un pic mai lung să pot coase de corp urechiușa. Și aceasta sunt urechiușele. Și acum vă doresc por la treabă, fiți creative, arătați-mi ce v-a ieșit, ce faceți, ce costumașe le-ați făcut. Și pe data viitoare, ce o să apară, încă nu știu, puteți să mai îmi scrieți ce vreți voi să vă fac. Acum mi-a scris cineva labă, da, mai de mult, dar nu știu dacă o să fac o labă, nu prea. Mie îmi plac să le văd așa ca Mickey Mouse, ca amigurumi.
Mai vedem. Deci vă pup și vă doresc spor la treabă și normal mă bucur dacă îmi dați un like, dacă distribuiți filmulețele mele și le arătați și la prietenii voștri și pe data viitoare. Mulțumesc mult de vizionare. Pa, pa!